Peste 10.000 de oameni au protestat în centrul Atenei față de modul în care autoritățile au gestionat tragedia feroviară de marțea trecută. În accidentul de tren au murit aproape 60 de persoane, printre care și un cetățean român. Potrivit presei elene, la manifestație au participat numeroși angajați ai căilor ferate, dar și studenți. Demonstrația a avut loc în piața Sintagma din fața Parlamentului Greciei, iar la un moment dat au izbucnit violențe. Mai mulți anarhiști au aruncat cu sticle incendiare în forțele de ordine, care au replicat cu gaze lacrimogene. Tot astăzi, premierul Greciei și-a cerut scuze față de rudele victimelor tragediei feroviare care a îndoliat Grecia. În calitate de prim-ministru, mă simt dator să cer iertare tuturor, dar mai ales rudelor victimelor, a scris premierul pe o rețea de socializare. Șeful guvernului elen a admis că în anul 2023 nu este posibil ca două trenuri să circule în direcții opuse pe aceeași linie și să nu fie observate de nimeni. Tragedia feroviară a avut loc pe 28 februarie, în dreptul localității Tempe, când un tren de călători s-a ciocnit cu unul de marfă.